Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bună ziua, bine v-am regăsit! Agricultura, o șansă pentru România și încercăm să discutăm și astăzi despre temele agricole importante. O să începem imediat cu un subiect, să spunem, legat de microfinanțarea, pentru că începând de mâine la București are loc o conferință privind, o conferință europeană privind microfinanțarea. Este o temă, cum spuneam, esențială, pentru că știm cu toții foarte bine, în România, în spațiul rural, avem astfel de microfinanțări și avem multe companii, multe IFN-uri, instituții financiare, nebancare, care activează în zona rurală. Din acest punct de vedere vom vedea imediat care este situația și cum este gândită microfinanțarea la nivel european. Doar câte înainte de a avea a face legătura cu invitata, prima noastră invitată, doar câteva titluri de pe agro-tv.ro și găsim acolo bani în conturile fermierilor, plăți APIA de 240 de milioane de lei. Iată, nu este o sumă deloc mică și înțelegem că au reușit cei de la APIA să plătească acești bani în conturile fermierilor. România clocotește, deci avem, iată, aceste zile caniculare, au fost deja anunțate. Nu-mi dau seama dacă pentru fermieri, pentru agricultură sunt bune sau nu foarte bune. Probabil am avut și ploaie, nu știu, o să mai întrebăm, să vedem cum văd fermierii aceste zile. Cert e că în curând va începe și zona de, mă rog, zilele de recoltare și atunci sigur că va fi nevoie de, ar fi bine să fie vreme frumoasă. Asta înseamnă chiar fără ploi. De la AFIR avem o veste, cine a mai prins finanțare pentru instalarea tinerilor fermieri? Peste 1500 de norocoși, se spune, iată, în titlul acestui material. Avem, când vorbim de 1500 de norocoși, însemnând că la tinerii fermieri care au reușit să se califice pentru a fi finanțați prin acest program de instalare a tinerilor fermieri, iată, s-au mai adăugat 1500 de oameni. E vorba, în principiu, din câte înțelegem, de o suplimentare a fondurilor și implicit de o noi tineri eligibili pentru finanțare. Prețul porumbului pentru noua recoltă în portul Constanța și un semnal de alarmă privind abuzurile de la AFIR, cum sunt batjocoriți fermierii și consultanții. Iată, există deci și o critică vis-a-vis de Agenția de Finanțare a Investițiilor în România, în zona rurală. Puteți găsi pe agro-tv mai multe amănunte, să spunem, legate de această problemă a, cum e numită în titlu, batjocorirea fermierilor și consultanților. Bun. Avem și câteva imagini video pe agro-tv.ro, cea de-a patra ediție a evenimentului Ziua Grâului Bărăgan. Se spune că a fost un succes. Puteți găsi aceste imagini video-ul aferent pe site, vă spuneam. Eficiența utilizării azotului în cultura de rapiță este un alt material și, desigur, puteți găsi acest material pe AgroTV. Prăbușire pe piața grâului, de ce au luat-o prețurile în jos săptămâna aceasta? Într-adevăr, avem și această scădere a prețului, după cum spune și materialul despre care vorbim. Haideți să-l citim doar. După o urcare nesperată pe parcursul săptămânilor trecute, care le-a dat fermierilor speranțe
dacă prețul grâului va crește în acest sezon de recoltă, prețul s-a prăbușit din nou pe bursele internaționale și implicit în portul Constanța. Deci iată, avem o scădere a prețului pe piețele internaționale. Se spune că principalii vinovați sunt Rusia și Turcia. Valoarea de la care a scăzut este de la 230 de euro pe tonă la 200 de euro pe tonă. Știm cu toții că în Rusia a fost secetă, a declarat Cezar Gheorghe. Mă rog, puteți citi amănuntele acestei informații pe site-ul AgroTV. Bun, nu știu dacă o avem acum la telefon pe prima noastră invitată. Deocamdată înțelegem că nu. Să vedem. Încă nu, îmi spun colegii. Ok. Mergem mai departe cu câteva titluri de pe agro-tv.ro. Avem furtuna, i-a adus falimentul, situația disperată în care a ajuns un tânăr fermier. Așadar, știți bine că au fost probleme în ultima perioadă în țară. Când spun probleme, mă gândesc la fenomene meteo extreme. Fie a fost vorba de, și o să discutăm în partea a doua emisiunii, de grindină, fie a fost vorba de furtuni destul de puternice. Înțelegem că o furtună l-a trimis în faliment pe un tânăr fermier. Poate că mai sunt soluții, nu știu, o să încercăm să găsim, să mai discutăm pe această temă. Bun. Acum este alături de noi prin telefon și îi mulțumesc. Este doamna Raluca Andreica, este membru în Consiliul de Administrație al European Microfinance Network și membru al Consiliului de Administrație Asociația Română de Microfinanțare. Este și director general la Patria Credit IFN. Bună ziua, doamna Andreica, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și scuze de întârziere. Nu-i nimic, bine că sunteți cu noi. Mai întâi de toate, vă rog, spuneți-ne câteva lucruri legate de evenimentul de la București. Înțeleg că e un eveniment european, nu? Sau da, chiar internațional? Vă rog. Sunt chiar aici, în direct, suntem gazda evenimentului anual al Asociației Europene de Microfinanțare. Așteptăm aproape 300 de participanți la eveniment. Sărbătorim a 21-a aniversare a Organizației Europene de Microfinanțare. În fiecare an, fiecare țară găzduiește acest eveniment. Pentru noi e a doua oară în istorie. Prima oară a fost acum 11 ani. Acum avem o voce de spus. Avem cele mai multe instituții înrolate ca și membri active ai Asociației Europene de Microfinanțare, cei mai mulți sunt români în 2023. Ok, e o veste bună, interesantă. Putem spune, doamna Andreica, faptul că există un tip de specificitate al agriculturii românești care e dată, pe de-o parte știm, de această împărțire în ferme mici, multe ferme mici și ferme mari, dar și faptul că fermele mici sunt acum în mare parte finanțate prin acest tip de microfinanțare. În România, da. Suntem țara cu cei mai mulți număr de fermieri din Europa, 1 milion de fermieri, dintre care peste 900.000 sunt ferme mici, sub 50 de hectare. Suntem primii în Europa, acum avem date proaspete, ca să zic așa, din 2023 la folosirea instrumentelor de garantare oferite de Comisia Europeană. Asta explică și numărul mare de instituții
IFN-uri, ONG-uri, chiar și CAR-uri care sunt membre în asociația aceasta noastră europeană. E o piață mare, e o piață diversă, dar e o piață și cu afaceri încă micuțe, multe, și un număr foarte mare de ferme, deci și agricole și non-agricole, dar și oameni care nu pot accesa accesa o finanțare clasică bancară și au nevoie de o finanțare alternativă. Suntem exact undeva la granița dintre super dezvoltat și în nevoie de a accesa, dar tocmai am ieșit dintr-o întâlnire cu Comisia Europeană unde am primit felicitările Comisiei pentru că ne-a definit ca fiind cea mai dinamică țară în acest sector în 2023. O mare efervescență, ca să zic așa. Aha. Bună, e o veste bună. Când spuneți acest sector, vă referiți la sectorul de microfinanțare, nu? Microfinanțare, da. Cum ați spus, până la urmă, sigur că noi ne-am axat un pic pe zona agro, pentru că suntem la Agro TV, dar aici da, nu e numai Agro TV, nu e vorba numai de sectorul agricol. Cred că e vorba poate de mediul rural, dacă ar fi să extindem un pic, nu? Exact, e vorba de mediul rural, dar să știți că în Europa microfinanțarea în agricultură e cea mai mare. Adică nu prea mai există, doar în țările din preaderare în Balcani, o țară cu așa de mare număr de fermieri mici. Mare număr de fermieri. Deci okay, pe partea asta aveți foarte mare dreptate. Noi am fost și cea mai dinamică țară la nivelul Comisiei Europene prin prisma microfinanțării și pentru că avem această piață diversă, mare. Aha. Dar și pentru că oamenii, adică instituțiile s-au informat și s-au conformat regulilor. Am învățat mult mai repede. De exemplu, există un cod de conduită european și numai dacă ai acest cod de conduită, e ca un audit, ca un certificat de bune practici europene în finanțare, poți accesa aceste fonduri și garanții. Vreau să spun că 40% din numărul instituțiilor europene care dețin acest certificat de bune practici sunt din România. Interesant. E o informație importantă. Da, vă rog, să continuați poate ideea. Dar am primit și felicitările de rigoare și cel puțin noi, finanțatorii alternativi din zona de microfinanțare, am găsit o mult mai mare deschidere. Din păcate, trebuie să spun asta și ca să împingem lucrurile și înăuntru, în afara țării decât înăuntru. Când spuneți deschidere, vă gândesc la acest tip de colaborare cu asociațiile de profil sau chiar și finanțare? Mă refer la recunoașterea sectorului ca atare și importanța lui. Mă refer la aceste garanții care în mod tipic în România se accesează de la fondul FGCR sau FNGCIMM. Noi le accesăm de la Fondul European de Investiții pentru că e mult mai flexibil. Și e foarte rapid, ceea ce se pretează mai mult acestui număr mare de fermieri care au nevoie nu de milioane de euro, ci sub 50.000 de euro și atunci trebuie să le dai foarte rapid. Pentru noi s-a pliat mai bine, pentru unii dintre noi, pentru că sunt multe instituții de microfinanțare în România vechi de peste 25 de ani. Dar din urmă vin și alte instituții noi și care nu sunt așa de experimentate și nu au așa o recunoaștere internațională și atunci ei ar avea nevoie de ajutor și din interiorul țării. Noi ne descurcăm singuri. Am înțeles. Acum ați anticipat într-un fel ce vreau să vă spun și pentru că spuneați că din urmă vin. Am discutat întâmplător zilele trecute cu câțiva banchieri și senzația mea e că băncile au înțeles, adică vă invidiază un pic și cred că au înțeles ce au de câștigat sau de pierdut sau ce au pierdut sau ce pot câștiga de acum încolo și am impresia că își propun să vină mai intens, să nu spun altfel, către
sectorul acesta rural, către, chiar către zone, nu știu dacă le pot numi chiar microfinanțare. Aveți aceste semnale și dumneavoastră că va urma o concurență a băncilor? E o mică provocare, așa, e o mică provocare. E adevărat, da, da, este o mică provocare. Sunt semnale că piața începe să se deschide și spre agricultură și spre mediul rural, dar, din păcate, nu ajung la rădăcini. Nu, adică pot, oarecum aici, în mediul rural, cele mai multe ferme sunt în sectorul ăsta care trebuie foarte formalizat, foarte educat, trebuie educat ca să poată să acceseze un credit bancar. Trebuie să aibă niște acte într-un fel. Până să ajungă acolo suntem noi, deci nu e o concurență, e o complementaritate. Okay. Și e foarte bine că s-au, și știu că s-au deschis băncile în sensul ăsta, chiar avem și în Asociația Română de Microfinanțare bănci care, cum suntem și noi, Patria, de altfel, care suntem subsidiare de bănci, tocmai ca să, ca să facem acest segment să poată să ia un credit normal și să crească. De acord. Mi-a plăcut ideea, e o gândire pozitivă, e o complementaritate și nu neapărat o, mă rog, o concurență prea între zona de micro și bănci. Noi așa o vedem. Bun. Vă rog, dați-ne, mai puteți rămâne 5 minute cu noi? Asta e prima întrebare, ca să închidem acest dialog. Mai aveți răgați 4-5 minute? Sigur, da. Bun. Până la și jumătate. Da. Chiar un pic mai repede. Bun. Ne puteți da un tablou mai larg, să lărgim un pic tabloul? Care este situația microfinanțării la nivel european? Nu știu dacă aveți câteva date, câteva medii, câteva cifre, câteva aspecte care înțeleg că ne diferențiază într-un fel sau într-altul de pe noi, România, de poate de media europeană, să numesc așa. Fiecare are diferențe. Asta e Europa. Deci există un specific local, nu? Local, da. Adică orice ce țară m-ați întreba, peste tot fiecare are un anumit tipic. Italienii într-un fel, spaniolii în alt fel, olandezii, în fine, deci peste tot sunt diferențe. Noi la European Microfinance Network facem un sondaj anual prin care măsurăm practic această piață și este publicat pentru 2023, practic cu datele din 2022. Piața de microfinanțare din Europa este în creștere ca număr de instituții și ca volume. Este undeva la 5,4 miliarde de euro la momentul ăsta. Măsurată. Din sondajul ăsta au făcut parte 169 de instituții, atât europene, dar și din Balcani, din țările în preaderare, Serbia, Albania. Deci ați inclus și această zonă, să zicem. Da, 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 e tradițional, chiar dacă oficial nu sunt Europa, tradițional sunt în rețeaua europeană de zeci de ani. Și de sectorul este în creștere, servisează cam 1,4 milioane de clienți. Acești clienți, în mare parte, adică 40%, sunt afaceri, da. Business-uri, nu sunt persoane fizice. Deci mici antreprenori, să spunem, nu? Da, da, da. Dar de la țară la țară cu specific. De exemplu, pe Europa de vest, specificul acum este finanțarea sau incluziunea financiară a migranților, adică una din direcții. O altă direcție este finanțarea femeilor sau dezvoltarea, incluziunea financiară a femeilor, a capacităților antreprenoriale, fie că vorbim de zona rurală, fie că vorbim de altă zonă, sau finanțarea tinerilor din diverse domenii, care în mod normal nu au acces la finanțare. Aha, bun. Acestea sunt, să zicem, principalele teme europene, nu? Să le numim așa. Da,
Da, care cred da, că se discută atât. Și la București, nu? Se vor discuta să exact. Cam astea sunt temele și finanțarea, nu oricum, adică o finanțare responsabilă, o finanțare a agriculturii, să vedem cum putem să ducem spre zona de sustenabilitate, de green, adică cu toate aceste aspecte, ok? Da. Sunt din ce în ce mai puține resurse, sunt alegeri, este bugetul limitat peste tot, să vedem, dar pe zona asta sunt progrese și noi ne bucurăm nespus că avem rezultatele astea și că am reușit să ne întâlnim la București. Da, e un lucru bun. Această conferință va avea și câteva rezultate administrative concrete, adică se vor fi ceva alegeri sau în cadrul asociației sau nu neapărat, sau e doar o întâlnire, să zicem, de dezbatere? Sunt și alegeri de Consiliu de Administrație, unde sperăm în continuare la prezența României aici, indiferent că sunt eu sau altă persoană. Teoretic avem toate șansele. Okay. Acum, jucați acasă, așa, în termen fotbalistic, exact, să zic, nu? Deci suntem aveți... acasă, da, așa s-a nimerit. Sigur. Rezultatele noastre au fost bune, deci avem toate șansele să continuăm să fim acolo și să luăm informațiile de la prima linie, ca să zic așa, pentru că asta e cel mai mare avantaj al prezenței noastre active în astfel de asociații, să avem informații de la prima mână și să beneficiem de partea de advocacy făcută de asociație pe lângă Comisia Europeană, cu multe altele, training-uri, schimb de experiență finanțate prin diverse programe, proiecte. Da. Deci sunt foarte multe de făcut. Principal e să fii acolo și să poți să investești suficient timp să, să beneficiezi de ele. Să reamintim că această conferință are loc între 19 și 21 iunie, adică a început astăzi, se termină peste două zile, nu? Aici suntem. Da, așa este, da. Bun. Doamna Andreica, mai avem doar un minut și v-aș ruga să tragem o concluzie, să trageți dumneavoastră, vă rog, o concluzie și vis-a-vis de conferință și poate și, cum spuneați, vis-a-vis de domeniul acesta, zona aceasta financiară importantă, de microfinanțare pentru România importantă și nu numai, cum ați spus. Da, eu cred că este de bun augur prezența actorilor importanți în microfinanțare la București și a instituțiilor implicate în acest domeniu la microfinanțării din țările europene și nu numai. Sperăm să plecăm să influențăm cumva factorii de decizie prezenți aici în sensul îmbunătățirii unor condiții pentru anumite facilități oferite de Comisia Europeană. Okay. Și poate să se traducă în acces la finanțare lărgit pentru clienții, nu numai ai României, clienții aceștia, întreprinzătorii mici și clienții cu acces limitat la finanțarea tradițională. Bun, cam aici. O să avem niște concluzii clare, probabil, păi, că vineri. Ne auzim luni și discutăm, sau mă rog, în următoarele zile, să ne spuneți în câteva minute și concluziile, dacă veți da, dori. Da, sigur. Singur, bun, pentru astăzi vă mulțumesc și, cum spuneam, vă așteptăm în zilele următoare. A fost cu noi și mulțumesc încă o dată doamna Raluca Andreica, membru în Consiliul de Administrație al Asociației Europene de Microfinanțare și al Asociației Române de Microfinanțare, director general Patria Bank, Patria IFN. Continuăm emisiunea noastră după o scurtă pauză. Vă invit să rămâneți alături de noi. Ne întoarcem imediat. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.